Ziua națională a fost sărbătorită și de elevii de la Palatul Copiilor din Drobeta, Turnul Severin. Cântecele patriotice, dar și cele din folclorul românesc au răsunat minute în șir. Însă, pe lângă spectacolul artistic oferit de cântăreții Palatului, școlarii de aici au organizat și o competiție sportivă, Cupa 1 decembrie la tenis de masă, concurs la care au participat 50 de elevi din întreg județul. La finalul competiției, cei mici au primit diplome și cadouri. Palatul Copiilor a sărbătorit astăzi românește Marea Unire, ziua de 1 decembrie, și spunem din suflet încă o dată României la mulți ani. Grupul Oltenaș și Oltencuțe ne-au prezentat un frumos program artistic pe care dumneavoastră l-ați urmărit, dar în continuare va urma un concurs de tenis de masă, concurs județean, care se află la cea de-a 20-a ediție, intitulat simbolic Cupa 1 decembrie. Am aflat de acest concurs ducându-mă la să mă antrenez la Clubul Copiilor. De câte ori ai mai participat până acum la astfel de concursuri? E prima dată. Încrezătoare în șansele tale? Da. De unde ești tu și câți ani ai? Din vânt jumare și am 11 ani. Cum ai aflat de acest concurs? Mai întâi ne-a spus domnul nostru de sport că este o pregătire de ping-pong și atunci am mers, ne-am jucat 2 zile și ne-a chemat și pe noi la Severin. Te-ai antrenat bine pentru astăzi? Da! E prima dată când particip la un astfel de concurs? Da. La Palatul Copiilor din Strehaia au fost organizate de asemenea activități dedicate zilei de 1 decembrie. De altfel, și aici a fost organizată o competiție sportivă, Cupa 1 decembrie la judo.